Invitații mei de la această oră, Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, bună seara. Bună seara. Emil Gădinescu, bună seara, Emil. Salut. Mulțumesc de... mi-ai dat funcția veche. Președintele Consiliului Administrației. Sorry, vezi? Asta. Sună mai bine, manager general. Sună, da. Dar se schimbă acolo în... S-a schimbat 24 aprilie. Da. Da? S-a schimbat ceva și pe CARP sau... Atunci revenim la funcția precedentă. Auzi, punem doar meme și gata. Nu mai. Lasă funcția asta că nu contează. E o emisiune de fotbal internațional, nu doar european, pentru că o să vedeți, avem și niște imagini din River Boca absolut senzaționale. Discutăm un pic despre meciul de aseară, profit de prezența noastră în studio. Victorie mare în contextul modului în care arată clasamentul, că mai sunt trei etape. Și pentru că, uite, eu m-am temut de meciul ăsta. Am întâlnit o echipă care, cel puțin în primele 20-25 de minute, nu că ne-a pus probleme. Aveam senzația că jucăm cu Manchester City. Nu atingeam mingea. Atât de bine au pasat, încât... chiar credeam că e sfârșitul pentru noi. Și mă gândeam că o să ne luptăm pentru locul 3. Vorbesc serios. E adevărat că am beneficiat de șansă și am marcat la prima, nici măcar nu pot să-i spui ocazie. Pentru că a fost o lovitură liberă din lateral. Ultimele două meciuri am făcut cam ce făcea CFR anii trecuți. Prima fază fixă, că e corner, că e lovitură liberă în lateral, am marcat. Dar eu aș vrea să fac referire la un fotbalist de care se vorbește prea puțin. Unii chiar văd că îl ironizează. Lovitura liberă de la primul gol a fost în urma unui fault asupra unui fotbalist, care același fotbalist a pasat decisiv la prima ocazie imensă a lui Sorescu când a alunecat. Care același fotbalist a pasat decisiv și la penaltiul obținut de Sorescu, același fotbalist a oferit un asist la golul excepțional marcat de Ovidiu Popescu și același fotbalist, ăsta ironizatul, a făcut o intercepție la 2-1 și a pasat lui Coman, care a oferit asistul lui Cordea. Acest fotbalist este capitanul acestei echipe, Darius Solaru, care este de departe cel mai bun fotbalist român la ora actuală, în opinia mea. Peste Coman? Da, este cel mai bun fotbalist român. Pentru că el este capabil, din primul până în ultimul minut, și de regulă prinde toate 90 și câte ori fi minute în teren, să sprinteze, să acopere toate zonele terenului, să-și ajute colegii să-și pună în mare dificultate adversarii. Dar unii nu văd asta. Văd că n-are cifre. Păi crezi eu că n-are cifre dacă Radulovici a ratat o lovitură de la 11 metri. Și nici atunci n-avea cifre, pentru că nimeni nu ținea cont de cum s-au descurcat Coman și Olaru în faza respectivă. Pentru că au făcut un 1-2 fantastic, plecând de la 20 de metri din terenul nostru, de 20 de metri de poarta noastră, iar asistul cu piciorul stâng. Nimeni nu știe la ora actuală dacă Olaru este stângaș sau dreptaci. Ok, nu marchează, n-a marcat anul ăsta goluri. N-a oferit foarte, foarte multe asisturi, are vreo 6, dacă nu mă înșel, dar astea sunt asisturi, nu tranca-fleanca, am aruncat o minge în careu, sare unul pe sub ea, se mai împiedică unul, altul se uită după avioane și vine unul și o bagă în poartă, asist, lui asist. Anul trecut a dat mai multe goluri cu stângul decât cu... Da, cum dădea și Kipciu când a venit la Steaua. Anul trecut are multe goluri pe Olaru. Are 7 goluri marcate, da, cu stângul, da, pentru că folosește ambele picioare. Dar unii văd un fotbal, alt fel de fotbal decât văd eu, da, mă rog, nu contează. Cum calculați șansele la titlu în momentul ăsta? Șansele la titlu sunt în continuare de partea... Echipa favorită este echipa de pe primul loc, pentru că nu are doar 3 puncte în fața noastră, ci are 4 puncte, în mod normal. Noi terminăm la egalitate cu ei, sunt în fața noastră. Au un meci foarte dificil, în schimb, la Craiova. Nu au avut un meci foarte dificil, nici măcar dificil, nici măcar așa și așa, acasă cu Rapid. Au avut un meci extrem de lejer, doar că acum vor avea un meci dificil, sunt convins de treaba asta. Craiova este angrenată în lupta pentru locul 3, care poate să ducă în Europa, și este o echipă care nouă ne-a pus probleme foarte mari, CFR-ul a pus probleme foarte mari,
Și eu cred că e o echipă bună, mai ales că și va juca și Alexandru Crețu, sau, mă rog, va fi apt și Alexandru Crețu, care este un jucător extrem de important. Care este situația lui Companiu? Era absentat acum, accidentat? Da. Ce? Ăștia care dau niște exclusivități de la noi, că ei le știu pe toate și scriau foarte cu mare emfază, așa cum reușesc ei să afle marile noastre exclusivități, că sunt șanse să plece la Belgrad, ar fi trebuit să știe că de două zile era la Belgrad. E la Belgrad de duminică, a început terapia, sunt șanse mici să fie cu CFR. Șanse mici cu CFR, șanse pentru meciul cu Farul. 100% cu Farul. 100% cu Farul. Da. Doar că pe noi ne arde foarte tare meciul cu CFR. Ok, mai sunt și alte probleme. Mai sunt probleme după meciul ăsta cu David Miculescu și cu Octavian Popescu. David Miculescu, ce probleme? Pentru că el a fost practic înlocuitorul companiei, de asta întreb. Da, știu de ce întreb. El va fi examinat. Va face un remene astăzi. Amândoi vor face un remene astăzi, în seara asta. A făcut o alunecare și acolo a simțit ceva la șold. Să vedem dacă e o problemă serioasă sau nu. Sper să nu fie. Dacă în această etapă care urmează FCSB face același rezultat cu Farul, credeți că vă cam scoate în lupta? S-a terminat. Da. Deci trebuie să faceți un rezultat superior. Nu s-a terminat, pentru că matematic putem să batem la în deplasare pe Farul, ceea ce sunt convins că se va întâmpla. După care CFR s-ar putea să aibă nevoie de punct sau puncte în ultima etapă. Nu e un meci ușor la Cluj. Am fost acolo și știm. Nu e un meci ușor. Aveți convingerea că aceste ultime etape se vor disputa exclusiv pe teren? Nu. Nu. N-am avut niciodată convingerea asta și n-am convingerea că s-au disputat și toate meciurile din play-off. Corect. N-am convingerea asta. Asta e interesant. Da. Da, mi s-a părut cel puțin un meci că unii n-au avut așa... Ăla în care și-a făcut Dan Blaua? Eu știu. L-am auzit și pe Coman aseară, spunând ceva în direcția asta. Evident că el a fost foarte atent pentru că poți fi suspendat. Chemat la... Da, păi tocmai de aia și eu nu vreau să fiu suspendat. Băi, vreau să deja ați fost da. Chemat, nu știu dacă și suspendat. Cei chemați, știi cum e, stai din Sfânta Liturghie. Cei chemați ieșiți. Vreau să vedem ceva. După ce a început repriza secundă, e o imagine cu Omrani care după startul reprize secunde se duce și dă niște autografe. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare în regulă. Da. Vi se pare în regulă. În timpul meciului era asta? Da. Păi se vede că era minutul. Da. Da, știi cum e. Am pățit chestii de genul ăsta. Sunt copii, insistă și în momentul în care refuzi un copil, uite, am văzut acum exact. O să avem pregătit. Deci am plâns. Vă dau contul meu că am plâns. Da, era după meci. Știu că era după meci, dar se întâmplă câteodată. Nu este o chestie de o lipsă de respect al lui Obrani pentru meciul respectiv. E minutul 46 și un pic, a venit copilul și ăla. Nu s-a dus el să facă poze sau să... Ok, deci nu vi se pare problema, că de asta meciul era început, meciul... Și, copilul care a făcut legătura între copilul suporter și Omrani este un portar de viitor. Numele lui este Matei Popa și este fiul antrenorilor, antrenorului cu portarii Marius Popa. Da? Ce an e? Păi e născut, dacă nu mă înșel, în 2007. 2007. Deci are 16 ani, nu? Da. Okay. Și vreun metru, spre 1,90 m, dacă nu și mai bine. Da. Bun. Da. Trecem la fotbalul... Da, l-antrenează. Chiar trecem la fotbalul... Dar copii, e chiar așa de bun? De... Am auzit. Este excepțional. Am avut în ultima vreme, pentru că știi cum e, înainte erau surse prea puține de informații. Eu am trăit... Așa, cu avându-l idol și având
binecuvântarea de a lucra cu el ca fotbalist și după aia ca antrenor de portar cu Torel Călugăru, care este o legendă a Galațiului. După aia am avut foarte mulți antrenori de portari, dar am avut doi care s-au ridicat deasupra tuturor cu un cap. Eugen Naie și Marius Popa. Iar Marius Popa a ajuns acum, pot să spun că eu am învățat ce înseamnă unele dintre tainele portăriei de la Marius Popa, care este un tip analitic și, credeți-mă, la pauză îmi arată, cu grafică făcută de el în timp real, unde a stat bine, unde a stat rău, nu vorbesc numai de portarul nostru. Știe. Și uitați-vă cum au crescut Târnovanul, care când a venit de la Iași era... E formidabil. Era înalt. Atât. Înainte să trecem la fotbalul european... Apropo, azi e ziua lui Târnovanul și chiar merită să-i transmitem. I-am transmis și personal, dar poate că văzând emisiunea 23, și suporterii da? Noștri... Da, este... Păi pot ura. Vreau să vedem o fotografie. E făcută după finalul meciului. Da. Tot de la popică, e și asta, te-a învățat pe jocul. Da, da, da. Mă rog, pe abdomen. Da, trebuie să mai lucrez puțin la picioare, să puțin stretching. Bun fotograf, în schimb, aici. Astea da. Sunt, da. Cred că Pasaris e, cred, nu știu sigur. Dar cred că Pasaris. Răzvan Păsărică, da. Nu e prima chestie de genul ăsta. Asta este o glumă, să spun așa, pe care o am cu Peluza Nord. S-a mai întâmplat la CFR când am bătut 1-0 cu golul lui Iciuma. Cred că v-a zis bine că vă a plouat și terenul. Păi să știi că eu am... Nu m-am dus bine. Am crezut că mă duc mai mult, dar nu m-am dus așa mult că... Am venit cam... Din cauza celui care se ocupe de teren, terenul nu prea alunece.